din moartea Domnului Iisus Hristos înseamnă biruința iubirii Lui răstignite asupra morții cauzate de ură și violență. Însă învierea Lui Hristos nu este revenire la viața biologică pământească, ci ea este trecerea de la viața pământească vremelnică la viața cerească veșnică. De aceea, la slujba învierii din noaptea de Paști cântăm: astăzi prăznuim omorârea morții și începutul unei alte vieți, viața veșnică. Deoarece Hristos cel înviat din morți a dăruit femeilor mironosițe bucurie, iar ucenicilor săi pace, sărbătoarea Sfintelor Paști ne îndeamnă pe toți creștinii să împărtășim celor din jurul nostru bucuria și pacea lui Hristos prin rugăciune și fapte bune. În mod deosebit să ne rugăm pentru încetarea războiului în Ucraina și să ajutăm pe refugiații ucraineni. De asemenea, să arătăm prețuire și iubire milostivă tuturor oamenilor bolnavi și întristați, bătrâni și singuri, dar și copiilor din familiile sărace. Totodată, să păstrăm în iubirea noastră frățească pe toți românii aflați în jurul granițelor României și în diaspora română. Cu prilejul sărbătorii Sfintelor Paști, vă adresăm tuturor și bucurie, sănătate și fericire, dinpreună cu salutarea pascală: Hristos a înviat, adevărat a înviat! Masa Paștelui, sigur, are caracter pascal. Pentru mine, ca preot și creștin ortodox, masa Paștelui, în primul rând, începe în biserică. Noaptea Învierii trebuie să culmineze cu împărtășirea cu trupul și cu sângele lui Hristos cel Înviat. O noapte de Paști în care nu te-ai împărtășit cu trupul și cu sângele lui Hristos cel Înviat este într-un fel o ratare, pentru că, deși crezi în înviere, deși ai prăznuit învierea, nu te-ai împărtășit de ea. Faptul că ai luat lumină, ai dus-o acasă, sau mai nou, unele familii pun masa de Paști chiar înainte de slujbă, încercând să dea acestei seri o atmosferă de familie, dar aș spune că este o greșeală, pentru că masa Paștelui este în primul rând în noaptea Învierii cu trupul și cu sângele lui Hristos prin împărtășire. După ce ne-am întors de la biserică, ne așezăm la masă, chiar dacă este dimineața de vreme, undeva pe la 5-6 dimineața, cine vrea să se așeze la masă poate face lucrul acesta și poate pune masa de Paști, o gustare. Sigur, masa pascală, în jurul căreia toată familia se adună, în tradiția noastră ortodoxă, se face abia după a doua înviere. De obicei, în prima zi a Paștelui, duminica, în timpul zilei, la ora 12, la vremea prânzului, are loc vecernia pentru a doua zi a Paștelui. S-au numită și a doua înviere. Și după această slujbă, după ce ne-am întors acasă, așezăm masa, suntem odihniți, suntem adunați cu toții în jurul mesei și acolo putem să numim această masă, masa Paștelui, împreună cu toată familia. Repet, nu uitați că noaptea Învierii, fără împărtășirea cu trupul și cu sângele lui Hristos celui înviat, într-un fel este o ratare a acestei sărbători. Ce găsim pe masa Paștelui? Nelipsite sunt toate bunătățile. Și e bine să nu intrăm în bucătăria românului și să-i spunem ce să mănânce și ce să nu mănânce. Avem noi o tradiție ca de Paști și de Crăciun masa să fie bogată. Și dacă mai împărțim și cu cei sărași bogăția aceasta de pe masă, e mai bine. Nelipsit pe masa de Paști este mielul. Au existat tot felul de comentarii pe tema aceasta, de ce creștinii au legat mielul
de sărbătoarea Paștelui și mai cu seamă iubitorii de animale au încercat să rupă într-un fel hrana aceasta pascală de masa Paștelui, arătând că nu există nicio legătură între Paști și miel. Dar e într-un fel greșit, pentru că, să știți, noi creștinii avem în viața noastră, în practica noastră liturgică, foarte multe elemente mult mai vechi decât venirea Mântuitorului. Iată, mielul pascal era mâncat inclusiv de vechi evrei, cu multe sute de ani, aproape 800 de ani înainte de venirea Mântuitorului, și chiar iudeii aveau mielul de Paști, pe care îl mâncau în semnul amintirii ieșirii din robia babiloniană. Și noi creștinii am preluat această tradiție a mâncării de Paști, să punem pe masa pascală mielul. De data aceasta, mielul în tradiția creștină nu mai este legat de ieșirea din robia din robia egipteană, ci mielul este legat de jertfa Mântuitorului. Așa a fost numit Mântuitorul în toată tradiția creștină. Mielul care se jertfește nevinovat pentru mântuirea lumii. Asemănarea dintre Hristos și miel nu este neapărat la nivelul biologic, ci asemănarea este mai mult la capitolul acesta al purității. Mielul este o ființă nevinovată, pură, și Hristos a fost asemănat acestui miel care se jertfește pur fiind și nevinovat din dragoste pentru umanitate. Nu este greșit să ai pe masă hrană din miel, dar nu este greșit nici să renunți la lucrul acesta. Deci poți renunța, poți pune pe masă pește, poți pune vegetale, poți pune ce dorești tu, numai să mănânci toate cu mulțumire și spre slava lui Dumnezeu. De aceea, vorba Sfântului Apostol Pavel, să nu judecăm pe cei care mănâncă, dar nici pe cei care nu mănâncă. Nu trebuie să cădem într-o atitudine oarecum exagerată, să spunem că e obligatoriu să mănânci de Paști carne de miel. Nu este obligatoriu. Să nu judecăm, deci, nici pe cei care mănâncă și nici pe cei care nu mănâncă și să ne gândim, în primul rând, nu la colebil și la triferment, ci la jertfa Mântuitorului care s-a jertfit pentru noi și din dragoste față de noi. Este o falsă problemă ideea că ar trebui să dormim înainte de slujba Paștelui. Dimpotrivă, Hristos, când îi pune în grădina Ghețimanii pe ucenicii lui să se roage și când se întoarce și îi găsește dormind, îi ceartă. Prea puțin credincioșilor, n-ați putut priveghea nici măcar un ceas. Adică somnul nu rezolvă o problemă de pocăință. Și cum la fel somnul nu rezolvă o problemă de pregătire pentru Sfânta Împărtășanie. Mai degrabă rugăciunea, mai degrabă privegherea, nu e obligatoriu somnul înainte de a te împărtăși sau a lua pâinea pe care o numim Paști. Acum, pâinea pe care noi o numim Paști este sfințită de către preot în noaptea sau puțin mai devreme în Sâmbăta Mare. E o rugăciune specială de sfințire a pâinii, care se numește în tradiția poporului Paști. Dar este o pâine sfințită așa cum este și anafura. În zilele pascale, preotul nu mai sfințește anafură, ci sfințește sau are această pâine pe care creștinul o ia ca pe anafură. De fapt, este anafura de Paști, pe care o folosim la fel ca anafura. Acum, în secolul XVIII, un mitropolit grec a vizitat România și era foarte supărat. Mitropolitul Mitrofan, care spune așa: nu știu ce au românii. Ei, în noaptea învierii, în loc să vină să se împărtășească cu trupul și cu sângele lui Hristos cel înviat, ei vin și se războiesc pentru foc, pentru lumină și pentru o pâine numită Paști.
care lor li se pare mai importantă decât orice. Ceea ce este absurd. Deci, în noaptea învierii, ținta noastră este trupul și sângele lui Hristos cel înviat. În plan secund vin lumina, iar în planul 3 vine paștile sau pâinea sau anafora paștelui, care se ia, după cum spuneam, după aceeași rânduială. Se poate consuma paștile în toate zilele săptămânii luminate, iar celor care le mai rămâne se poate consuma și după, exact ca anafora. Se ia pentru, mai ales în zilele în care nu mergem la biserică, da? Vrem să nu ne rupem total de biserică și atunci luăm anafură sau paști și aghiazmă. În felul acesta, stând în comuniune strânsă cu biserica și cu puterea sfințitoare a lui Dumnezeu. Drept măritor creștin. Cu bucurie sfântă adresez fiecăruia și tuturor cuvântul de Paște: Hristos a înviat, primind în adâncul inimii mele și în adâncul inimii noastre răspunsul la această mărturisire de credință: adevărat a înviat Hristos. După învierea Domnului Hristos în Ierusalim, ucenicii lui, pentru primii creștini, propovăduiau pocăința zicând: pocăiți-vă pentru ca să vină de la Domnul vremuri de ușurare pentru lume. Suntem cuprinși în aceste zile de bucuria învierii Domnului Hristos, de biruința luminii asupra întunericului, de biruința vieții asupra morții. În același timp, nu putem lăsa deoparte preocuparea și îngândurarea, mai ales în legătură cu ceea ce se petrece în lume, în vecinătatea noastră apropiată. Război, conflict între frați, morți, refugiați și cele care sunt în legătură cu această dezlănțuire a întunericului pe care o vedem în inima noastră și în lume. Ne bucurăm pe de o parte de învierea Domnului Hristos, pe de altă parte ne întrebăm care este responsabilitatea noastră a celor aflați departe de frontul războiului pentru tot ceea ce se întâmplă în lume ca întuneric și dezlănțuirea răului. Primul gând și prima nuanță de participare a noastră la tot ceea ce se întâmplă în lume este îndreptarea noastră către cei care și-au părăsit locurile, casele și avuțiile, pentru cei aflați în băjenie, pentru care românii și alții din lume și-au deschis inima, casa și punga, arătând prin aceasta că determinarea noastră întru cele ale credinței arată o credință mărturisitoare. În același timp, se cuvine în contextul sărbătoririi învierii Domnului Hristos, precum și în legătură cu ceea ce se întâmplă în lume, să ne întrebăm dacă nu cumva starea de pocăință, asumarea responsabilității noastre personale pentru ceea ce se întâmplă în lume, se cuvine a fi cea mai aleasă, adâncă și cuprinzătoare cinstire a învierii Domnului Hristos și participarea noastră specifică la pacea lumii. Învierea Domnului Hristos este fundamentul credinței noastre. Spune Sfântul Apostol Pavel către Corinteni: dacă Hristos n-a înviat,
zadarnică este mărturisirea noastră, zadarnică este și credința voastră. Dar Hristos a înviat și s-a făcut început al învierii celor adormiți. Învierea Domnului Hristos dăruiește sens, lumină, adâncime și cuprindere pentru tot ceea ce există frumos, adevărat și drept în această lume. Toate s-au umplut de lumină, mărturisește cântarea bisericii în noaptea Sfintelor Paști. Toate s-au umplut de lumină, și cerul, și pământul, și cele de dedesubt. Avem această încredințare în taina învierii Domnului Hristos, taina acceptată și cuprinsă în multe minți și în multe inimi, și cu toate acestea se întâmplă ceea ce se întâmplă și iată în popoare creștine. De ce aceasta? Pentru că mulți dintre noi respingem taina învierii sau ne raportăm într-un mod insuficient viața noastră la taina învierii sau avem o credință formală în realitatea învierii. Dacă privim în inima noastră, în mintea noastră, observăm că evenimentul învierii Domnului Hristos este considerat în genere de către noi ca un eveniment istoric, o clipă care a avut loc de mult în curgerea istoriei și încercăm să cinstim acest eveniment care a avut loc cândva în istorie. La această cinstire adăugăm poate și ceva milostenie pentru cei refugiați, masa mai bogată de Paști, întâlnirile cu prietenii, toate bune și folositoare, dar insuficiente. Insuficiente pentru că învierea Domnului Hristos, da, a avut loc în istorie, dar Domnul Hristos n-a înviat pentru sine, a înviat pentru noi. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, citim în Psaltire. De ce să ne oprim? Și de ce să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Ne oprim pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, pentru a fi pătrunși de puterea învierii Lui, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel în epistola sa către Filipeni. Îl cunoaștem pe Dumnezeu pentru a fi părtași învierii Lui. Prin taina pocăinței și, în general, prin tainele bisericii, descoperim poarta prin care harul învierii, energia învierii, puterea învierii, realitatea învierii devin realități și prezențe în inima noastră. Acest lucru se împlinește în mod special prin Duhul de pocăință pe care îl cerem la Dumnezeu ca putere să ne-l dăruiască. Duhul pocăinței nu este doar regretul pentru păcatele pe care le-am săvârșit, deși mare este și acest lucru. Starea de pocăință înseamnă întoarcerea minții noastre de la cugetarea cea lumească la cugetarea cea după Dumnezeu. Prea mult ne axăm gândirea noastră, acțiunea noastră, deciziile noastre pe logica acestei lumi. Și se cuvine să ne întoarcem acasă, la casa Tatălui Celui Ceresc, pentru a dobândi, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, mintea Lui Hristos, prin care să vedem, să sesizăm, să descoperim adevărata semnificație a ceea ce se întâmplă în viața noastră, în viața Bisericii Ortodoxe, în viața țării, în viața lumii. Și această stare, acest duh de pocăință, întoarcerea noastră la Dumnezeu, contribuie sau constituie contribuția noastră specifică la echilibrul lumii, la pacea și armonia dintre oameni.
Desigur, acest lucru, starea de pocăință, nu izvorăște din puterile noastre. Suntem prea slabi pentru ca ceva puternic, adevărat, adânc, cu influența asupra noastră, asupra lumii, să se petreacă datorită puterilor noastre. Puterea noastră este Hristos Domnul. Fără de mine nu puteți face nimic. Creștinul adevărat este chemat să se altoiască pe puterea lui Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur mărturisește într-una din scrierile sale preluate în rugăciunile dinaintea Sfintei Împărtășanii, cum că omul este chemat să dobândească puterea întrupării Domnului Hristos, cel sălășluit în peștera din Betleem, să-și găsească sălaș și în inima noastră. Domnul Hristos, prin pătimirile sale, crucea, piroanele, sulița, scuipările, ocările la care a fost supus, să devină putere prin care patimile noastre, cele multe și grele, știute de cele mai multe ori neștiute de către oameni, să-și piardă din otrava influenței lor asupra noastră. Răstignirea Domnului Hristos în groparea Lui să devină putere prin care gândurile noastre, cele dobitocești și viclene, să fie îngropate, ascunse, adică distruse. Învierea Domnului Hristos constituie puterea ridicării învierii noastre din moartea, din mormântul, din morcir la morții, a păcatului și a necredinței. Învierea Domnului Hristos, șederea Lui de-a dreapta Tatălui, devin, prin Sfânta și Dumnezeiasca Euharistie, putere prin care omul se înalță de pe pământ la cer. Pogorârea Duhului Sfânt nu este doar un eveniment care a avut loc în istorie, ci este o clipă care se desfășoară de-a lungul întregii istorii a neamului omenesc, pentru ca omul să devină vas ales, potir binecuvântat pentru coborârea Duhului Sfânt în interiorul nostru. Această stare de pocăință, acest gând prin rugăciune îndreptat către Dumnezeu, conștiința că trăim doar atât cât suntem în legătură cu Dumnezeu, iată cea mai aleasă, cea mai adâncă și credem și cea mai decisivă contribuția noastră pentru ca ceva din dezechilibrele lumii să fie depășite, armonia între frați să redevină monedă curentă, ca viața să-și reintre în normal, aceasta și prin deciziile mai marilor lumii, pentru care creștinul adevărat se roagă, pentru ca aceștia să dobândească înțelepciune, smerenie și curaj pentru a lua deciziile care se cuvin. Dar aceștia nu vor decide ceea ce se cuvine dacă nu vor avea un suport de rugăciune din partea celor care cred în Dumnezeu, pentru ca ambiția lor și ambiția noastră, păcatele lor și păcatele noastre, să fie îndepărtate prin Duhul puterii învierii Domnului Hristos, revărsat asupra noastră și asupra lumii. Avem această nădejde, avem această încredințare, că îndreptându-ne tot mai mult spre Dumnezeu, Dumnezeu își va întoarce fața către noi, ne vom bucura de taina învierii sale, ne vom bucura de pace între oameni, va fi mai multă îmbrățișare între ființele umane și vom zice tot mai mulți, bucurându-ne, Hristos a înviat, și vom auzi în adâncimea ființei noastre răspunsul cerului și al pământului, adevărat a înviat Hristos Domnul. Sărbătoare binecuvântată, pace multă, Doamne ajută să fie pace în inima noastră și în lume. Hristos a înviat, adevărat a înviat Hristos.